Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru miercuri 16 iunie. Hai să vedem pentru ziua de miercuri 16 iunie ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Primul rând, pe partea de dragoste, avem Marea Preoteasă, o carte care ne vorbește despre nevoia de a face un pas în spate și de a nu acționa impulsiv. În această zi de miercuri, mai mult decât de obicei, este foarte important să nu reacționați. Da? Și aici faceți clar distinția dintre a acționa, a face ceva deliberat, decis, hotărât și bine gândit, și a reacționa impulsiv, emoțional, în febra momentului. Nu reacționați în această zi. Abțineți-vă, mușcați-vă limba, faceți o pauză, faceți un pas în spate, respirați adânc de 10 ori, calmați-vă, gândiți-vă, disecați foarte bine lucrurile înainte de a spune ceva. Hai să clarificăm această Mare Preoteasă, ce mesaje suplimentare putem să scoatem pentru această zi de miercuri pe partea de dragoste. Exact. Aici cu patrule de cupe, roata norocului și justiția, văd clar că în privința relațiilor voastre amoroase, aici voi sunteți nemulțumiți. Dacă sunteți în cuplu, sunteți nemulțumiți de lucrurile pe care vi le spune partenerul sau partenera voastră, sunteți nemulțumiți de felul în care acesta își arată afecțiunea față de voi. Aici ceva vă supără, vă nemulțumește. Dacă sunteți singuri, sunteți nemulțumiți de oamenii pe care îi întâlniți, de toți posibilii parteneri sau partenere pe care îi întâlniți, niciunul nu se ridică la nivelul așteptărilor voastre. Și unde este sursa norocului vostru, ce trebuie să faceți ca să se învârtă această roată a norocului, să iasă soarele și pe strada voastră și lucrurile să iasă în favoarea voastră, păi trebuie să luați mesajul justiției, mesajul de echilibru, de echitate, dar foarte important, de diplomație. Da? Justiția ne vorbește și despre diplomație. Justiția este arcana majoră, care în tarot simbolizează zodia balanței. Balanța este o zodie foarte diplomatică. Este o zodie care știe foarte bine cum să împacheteze un mesaj astfel încât să obțină ceea ce își dorește. Și exact acesta este mesajul pentru ziua de miercuri pe partea de dragoste. Fie că sunteți într-o relație sau că sunteți singuri. Atunci când situația voastră amoroasă vă nemulțumește, din orice cauză, nu contează care este cauza. Chiar dacă voi vă simțiți îndreptățiți să fiți nemulțumiți, chiar dacă vă simțiți îndreptățiți să reproșați ceva partenerului sau partenerei voastre, chiar dacă vă simțiți îndreptățiți să faceți scandal, nu faceți acest lucru, faceți un pas în spate și calculați-vă foarte bine cuvintele și acțiunile. Măsurați-vă foarte bine doza de sarcasm, doza de reproș, doza de agresivitate. Pentru că doar în acest fel o să reușiți să deblocați această roată a norocului și să obțineți ceea ce vă doriți cu adevărat. Mai departe, pe partea de sănătate, avem aici magicianul, o arcană majoră foarte frumoasă, care ne arată că voi aveți la dispoziția voastră toate uneltele necesare pentru a obține starea de sănătate pe care vă doriți. În această arcană majoră, magicianul este reprezentat de zâna cea bună din cenușăria asta, da? Voi sunteți această zână. Nu o să vină nimeni din exterior să vă îndeplinească dorințele. Voi sunteți singurii capabili de a vă îndeplini aici dorințele. Hai să clarificăm acest magician, cum puteți să vă deblocați puterile magice interioare astfel încât să
vă transformați starea de sănătate și să obțineți exact ceea ce vă doriți de la corpul vostru și de la organismul vostru. Ok. Ok. Pentru aceia dintre voi care vă știți predispuși către excese, excese de orice fel, în principal excese cu alcoolul, da? Pentru că aici avem treiul de cupe, dar și excese alimentare. Și excese emoționale, de furie, de tristețe, de depresie, orice fel de excese, dar orice duce către o extremă. Este foarte important să faceți ceva în această privință, pentru că dacă nu, aici o să vină turnul, o să vină un moment de criză asupra voastră și odată ce sunteți în acest moment de turn, nu o să prea mai aveți cum să ieșiți din el. Și cum puteți să faceți ceva în această direcție? Să apelați la prieteni și să apelați la familie, mai ales la membrii mai în vârstă din familia voastră, ca să vă consilieze, ca să vă ofere suport, susținere. Pentru cei care nu puteți să apelați la prieteni sau la membrii din familie, vă încurajez foarte mult să apelați la un specialist, la un terapeut, la un psiholog, la un medic, la cineva care poate să vă consilieze în această direcție. Aici aveți o întreagă rețea de oameni care vă susțin și care vă vor binele, dar în esență, la urma urmei, la finalul zilei, singurii care pot să facă pașii activ necesari ca să îmbunătățiți ceva aici pe stare de sănătate, sunteți voi. Voi trebuie să inițiați schimbarea și pe urmă o să apară în viața voastră și toate aceste persoane care vă vor binele, care vă susțin, care sunt de partea voastră și care o să vă ajute să duceți procesul acestui magician până la capăt. Mare atenție că aici turnul ne arată și nevoia imperativă de a renunța la ceva, de a elimina ceva din viața voastră. Partea dintre voi s-ar putea să trebuiască să elimine ceva din dietă. Partea dintre voi s-ar putea să trebuiască să elimine un viciu. O parte dintre voi s-ar putea să trebuiască să elimine niște persoane toxice din viața voastră. Sunt niște decizii grele, sunt niște decizii dure, dar la urma urmei trebuie să vă puneți pe voi pe primul loc și sănătatea voastră să primeze. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, aici avem 4 de săbii, o carte care ne vorbește despre nevoia foarte acută de a lua o pauză. Dacă puteți să vă luați câteva zile libere, ar fi foarte indicat să faceți acest lucru. Aici cu 4 de săbii văd că sunteți efectiv storși de puteri, nu mai aveți energie. Dacă nu puteți să vă luați un concediu acum, și mare atenție aici când spun concediu, nu mă refer neapărat să plecați undeva în concediu. Aici e suficient să vă luați una sau două zile libere și să stați acasă, doar să stați acasă și să vă odihniți, să vă relaxați și să vă detașați de stresul de la locul de muncă. Dacă nu puteți să faceți acest lucru, dacă nu puteți să vă luați aceste zile libere, asigurați-vă că în următoarele 2-3 zile o să dormiți minim 8 ore pe noapte. Este foarte, foarte important, pentru că aici oboseala, stresul pot să ducă la niște greșeli masive pe care o să le faceți la locul de muncă, fiindcă efectiv nu mai aveți energie, nu mai aveți resurse. Și corelat oarecum cu cartea care a ieșit ieri, cu acel 10 de bute, cu acel proiect pe care trebuie să-l finalizați, îmi și dau seama de ce apar aceste energii, mai ales dacă ieri ați reușit să finalizați un proiect, să predați ceea ce trebuia să predați, să trimiteți la colaboratori ce trebuia să trimiteți la colaboratori, ați încheiat contractele, v-ați făcut treaba, astăzi luați-vă puțin timp liber. Hai să clarificăm acest 4 de săbii în privința banilor, a carierei voastre, a situației financiare. Da, vedem aici că dacă vă luați măcar o zi liberă, dacă puteți, sau tot restul săptămânii, dacă e posibil pentru voi, dacă reușiți să faceți acest lucru pentru voi înșivă, să aveți grijă de voi înșivă, o să obțineți aici mult mai mult echilibru emoțional, care o să vă ajute să faceți decizii mult mai bune pentru voi, pentru cariera voastră, pentru situația voastră financiară.
pentru cei care schimbați un job în această perioadă, încercați să vă luați câteva zile libere între momentul în care finalizați contractul la primul loc de muncă și momentul în care începeți la al doilea loc de muncă. E foarte important pentru sănătatea voastră. Dacă aveți grijă de voi, o să puteți să accesați această înțelepciune supremă internă care există acolo în voi. O să fiți mai energetici, o să aveți mai multe idei originale, creative și o să puteți să obțineți orice vă doriți în cariera voastră, dar trebuie să înțelegeți că la urma urmei voi nu sunteți niște roboței, mai aveți nevoie și de momente de pauză și acesta este unul dintre ele. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol, un mesaj suplimentar pentru această zi de miercuri. Hai să vedem ce carte o să avem pentru ziua de azi. Stărui asupra gândurilor pozitive. Dacă în viața mea apare binele, iar eu îl neg spunând nu cred, pur și simplu îmi alung binele. Un mesaj foarte frumos care completează această etalare. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!